Grădina mea zar zavat e plină de legume gustoase. Le ud în fiecare zi să crească mari și frumoase. Grădina mea de zar zavat e plină de legume gustoase. Le ud în fiecare zi să crească mari și frumoase. Am dat grădina, am pune și legume. Gata, treaba de astăzi este gata. Treaba în grădină. Vouă, dragii mei copii, vă place grădina mea de zarzavat? Da? Cât de tare mă bucur! Să știți că eu împreună cu băiețelul meu Mihăiță o îngrijim zi de zi. El vine cu mare plăcere cu mine în grădină să culegem legume. Da, îi place foarte mult lucrul acesta. Ei, astăzi a plecat la joacă dis de dimineață. Abia aștept să-l chem la masă pentru că i-am pregătit o supă de legume delicioasă. Mihai! Mihăiță, mamă, hai la masă! Mami ți-a pregătit masa! Mami! Băi, dacă știi ce bine m-am jucat și ce mult am alergat și mi-e o foame de lup! Wow! Lupule, ia du-te tu și spală-te pe mâini pentru că la bucătărie te așteaptă o surpriză. Supa ta de legume preferată, dragul meu! Supa de legume! Da. Iupi! Preferata mea! Mă duc să mă spăl pe mânuțe și să mănânc supiță! Ați văzut, dragii mei copii? Niciodată nu-mi refuză o supă de legume. Este atât de încântat și mănâncă întotdeauna toate legumele din supă sau din ciorbă. Da? Dar ia să-mi spuneți, voi mâncați legumele? Vă plac? Da? Întotdeauna bravo, foarte bine! Și sunt sigură că știți de ce este bine să le mâncați, nu-i așa? Pentru că ele au vitamine, așa este, da. Vitaminele care ne ajută să creștem, să avem energie, să fim puternici, să gândim limpede și mai mult de atât să fim veseli. Să rămână pentru masă, mami! A fost delicioasă supa! Uite, mi-am luat și un măr pentru mai târziu. Acum pot să mă întorc la joacă? Sigur că da, mami, cum să nu? Ha, am plecat! Pa, mami, pa! L-ați văzut, e plin de energie. Și ați văzut cum a luat mărul, da? Și fructele îi plac la fel de mult. Sper că și voi mâncați fructe. Mâncați, nu-i așa? Ce fructe vă plac? Foarte bine, foarte bine, pentru că și fructele au vitamine. Și la fel ca și legumele, vitaminele din fructe vă ajută să creșteți, da, să fiți energici, să fiți deștepți, da, să fiți puternici. Sunt foarte, foarte bune vitaminele. Așa, ia să-mi iau eu legumele. Fluturi? Ah, ce frumos sunt! Și ce frumos arată grădina mea așa cu fluturi în ea. Oare de ce o fi venit? Poate că au venit pentru trandafirul meu, care e atât de parfumat. Sigur, el i-a atras pe fluturi în grădină. Da? Trandafirul meu delicat. Ha? Auzi, mirosul trandafirului. Ce glumă! Au venit pentru mine, pentru că sunt o prea frumoasă varză și toți mă invidiază. Da, sunt frumoasă, miros bine, fluturii vin doar la mine. Da, sunt frumoasă, vedeți bine, toți mă plac numai pe mine. Da, sunt cea mai frumoasă, sunt cea mai arătoasă, cea mai gustoasă, mă întreb. Cine o să vină astăzi să mă complimenteze? Vai, sunt o superbă! Bună dimineața! Ce dimineață frumoasă! Ia uite ce de fluturi ne-au invadat grădina! Da, s-au așezat și pe tine! Da, normal, numai pe mine se așează. Pe tine nici nu te bagă în seamă. Ei, cine știe de ce au venit? Oh, asta e bună! Au venit să se îmbete de mireasma frunzelor mele. Ce, crezi că numai petalele tale au parfum? Numai pe mine mă plac, da? Ei, dragă, eu cred că ești un pic cam invidioasă, să știi. Pentru că pe mine oamenii mă culeg pentru frumusețea petalelor mele și pentru parfumul meu. Da, vreau să-ți spun că invidioasă ești tu. Tu cu țepii tăi nu faci decât să-i sperii pe toți. Nu folosești la nimic. Știi ceva? Nici nu mai vorbesc cu tine. Da, m-am supărat. Lasă că răutatea asta nu o să-ți folosească la nimic.
seară. Că după ce te ofilești, te aruncă și la gunoi. Pe când pe mine, pe mine mă iubesc toți. Pe mine mă folosesc în salate, în ciorbițe, ba chiar și în deserturi, în plăcințele. Da! Aha, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața! E, dimineața a fost când m-am trezit eu, Ceapo. De ce? E târziu? E târziu, e târziu? Da, este foarte târziu, iar tu ești ciufulită. Tu deși te aranjează. Ciufulită? Da. A, da, poate că sunt. Ha, dar tu arăți termin azi. Unde ai fost să te aranjezi? Ai o căpățână tare frumoasă. Da, mersi. Nu-ți spun. Secret. Secret? Da. Ia stai. Stai un pic. Un fluture s-a așezat chiar pe tine. Ce drăguț! La mine fluturii n-au venit niciodată. Nici măcar unul. Nici măcar unul. E, stai liniștită, nici n-or să vină. Dar de ce, de ce? De ce? Spune! Pentru că ești slabă, lungă, zăludă și miroși urât de asta. Doar pe mine mă curtează. Te curtează? Da, mă curtează. Ce e aia? Oh! Te curtează. Nu știi ce înseamnă să fii curtat? Nu, nici nu-ți spun, oricum nu-ți folosește. Tu nu folosești la nimic, Ceapă. Ba da! Nu, tăcioasă, ce și eu sunt folositoare. Dau ciorbițelor savoare, iar când mă desprag de coajă, gospodina lăcrimează. Da, lăcrimează. Lăcrimează pentru că miroase urât, foarte urât. Iar eu, am un parfum anume. Mă întreb cine o să vină să mă complimenteze astăzi, da. Bună ziua! Bună ziua, señorita! Oh, buenos días, señor Marco! Señorita! Da? Mă căutau niște iepuri mai devreme. Oare știi pe unde au luat-o? Oh, nu știu nimic. Eu am problemele mele. Nu-mi pasă cine te caută pe tine și de ce. Mai ales că mă simt jignită. Por qué, señorita? De ce? Păi nu ai fost gentil cu mine, domnule. Nu m-ai complimentat deloc. Astăzi, când a arătat atât de frumos! Ah! Oh, de căpătână frumoasă aveți! Dar nu știți pe unde au luat-o iepurii? Lasă-mă în pace! Ți-am spus, nu mă interesează pe mine cine te caută și de ce! Vai, m-am murdărit de noroi! Vai, oare o să mă mai recunoască, domnul iepure? Ei, stai liniștit! Oricum, nu folosești la nimic! Oh! Ba da, señorita, sunt plin de vitamine, culoare și savoare. Sunt bun atât în sucuri cât și în orice mâncare. Ole, ola! Ole, ola! Nu e bun la nimic, știu eu bine. Doar eu sunt frumoasă, sunt aranjată, am un parfum anume. Ce să spun, sunt cea mai bună legumă din grădină, da, și cea mai frumoasă, bineînțeles. Mă ghidile ceva? Ce mă ghidile? Oh, vai de mine, stați puțin. Asta nu cred că mai e o gândirea. Nu. Mă mănâncă. Cine sunteți voi? Frunzulițele mele? Lăsați-mi-le în pace! Lăsați-mi-le! Ajutor! 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 Mă mănâncă! Să vină cineva repede. Dar cine? Sunt certată cu toată grădina. Ia să văd. Surată Ceapă, vină repede. Ce e? De ce mă chem pe mine? Cum spuneai că sunt eu? Slabă, lungă, zăludă și miroși urât, da? A, vezi? Așa te poți cheamă pe altcineva. Oh, nu! Dar pe cine să chem? Că sunt certată cu toți. Ah, buruiar, trandafirașule. Vino repede, vino. Ce s-a întâmplat? Spune, am ceva pe față? Da. Ce? Da, draga mea. Te-au lăpădit omizile. Nu se poate. Ai văzut de ce te purtau fluturii aceia? Omizile sunt copiii lor. Da, în gânfara nu ți-a folosit la nimic.
Oare cineva nevoie de ajutor? Vai! Surată! Surată față! Da! Dar ce rău arăți! Foarte rău! Ajută-mă! Ce-i cu tine? Ai pojar? Nu! Varicelă! Nici varicelă, nu! Înțeleptule cartof! Da. M-au năpădit o mie zile! Salvează-mă, salvează-mă! Ce să fac? Cum să fac? Păi asta nu e un lucru bun! Nu e deloc! Dar te scap cu viața! Așa? Există o singură soluție! Zi mai repede care este soluția! Taci! Da. Trebuie să cerem ajutorul! Așa, cui spune repede, cui să cerem ajutorul? Taci! Aha, da. Trebuie să cerem ajutorul! Vai, le spune, dar nu mai repede, nu mai am răbdare! Spune! Trebuie să cerem ajutorul! Așa spune mai repede, când nu mai pot! Taci odată, fac-o! Bine, gata! Trebuie să cerem ajutorul! N-am uitat! Vai de mine, nu se poate! Gata! Știu! Păi! Trebuie să cerem ajutorul! Furnicilor! Furnici! A spus cineva furnici! Suratelor! Să fugim! Surată, Maxa! Se pare că am reușit! Cum te simți? Domnule cartof, mai ușurată, îți mulțumesc! Să știi că nu-i credeam pe fluturi în stare de așa ceva! Ce copii needucați! Da! Da, îți mulțumesc că m-ai salvat! Cu plăcere! Înainte, nu voi mai fi așa cu nasul pe sus, da? Să știi că eu credeam că sunt cea mai importantă legumă din grădină! Nu, Vaxo! Toate legumele sunt importante! Și știi ceva? Da. Acum avem ședință! Ședință? Da. Păi, aș putea să fiu o secretară minunată! Știu să scriu, știu să fac cafeluțe, știu să fac foarte multe lucruri. Mai este... Da mai! Dă-ți o dată, Vaxo! Treci! Ia uitați-vă ce am eu aici! Una bala portocala... Nu portocala! Un hamburger și un copănel prăjit în mult ulei pe tigaia încinsă! Ce crustă! Nu mă pot hotărâ cu care să încep! Bine, am să încep cu hamburgerul, pentru că are o chiflă dulce! Cu multă ketchup și maioneză. Așa, ia băltește în uleiuri. Niam, delicios. Ia uite cum așteaptă nerăbdător și copanelul. Stai așa, te mănânc eu imediat. Ia uite. Foarte gustos, da? V-ați prins, nu? Eu sunt vrăjitorul pofticios. Mănânc și beau ce-i delicios, da, cartofi prăjiți, bomboane, sucuri, prăjituri, torturi cu cremă, da, chipsuri, oho, și multe alte bunătăți, da. Ia spuneți-mi, vouă vă plac dulciurile? Nu-i așa? Sunt foarte gustoase, sunt delicioase, da. Eu de când am aflat gustul acestor bunătăți, nu mai vreau să gust din legume, din fructe sau loptic. Sport! Nu mai vreau să fac deloc, da. Iar de mă mișc, vedeți, nu? Mai mult stau pe loc. Da. Voi faceți sport? Alergați? Vă jucați cu mingea? Săriți? Nu! Nu se poate! M-am supărat! Pentru că eu sunt gras și nu mai pot să fac nimic din toate astea. Știți ce? M-am hotărât. O vrajă voi rosti ca să vă transforme pe voi toți. Pe toți copiii, da. Legume, fructe sau lăptic. Să nu mai vrea niciun pitic. Mâncând mereu
sfrijiți! Să nu mai fie așa sfrijiți! Să nu mănânce vitamine și să ajungă grași ca mine! Grași ca mine! Grași ca mine! Mihai! Mihăiță, mamă! Hai la masă, mami! Mami ți-a pregătit masa! Mihai! Ce faci acolo, Mihai? Ce tot foșnești? Mihăiță, ce faci? Mănânc! Mănânci? Dar de ce-i supărat? Am observat că nici n-ai fost afară astăzi să te joci cu copiii. Eu tocmai venisem să-ți spun că mai întârzi cu masa 5 minute. Uite, mănânc chipsuri! Asta mănânc, da! Chipsuri, mami? Da. Păi, dar parcă am vorbit despre asta, mami, despre chipsuri. Despre cât de cum? Știi ceva? Eu nu mai mănânc mâncare gătită, nu! Eu vreau să mănânc doar chipsuri și hamburger și cheeseburger și tot și prăjituri. Nu, stop! Dacă vei mânca numai astfel de lucruri, să știi că te vei îmbolnăvi. Da. Nu-i așa, copii? Nu poți să mănânci numai astfel de lucruri. Iar acum, înainte de masă, dacă mănânci punga asta de chipsuri, o să-ți tăi pofta de mâncare. Păi, dar nu înțelegi că eu nu mai vreau să mănânc mâncare gătită? Gata! Nu mai vreau să mănânc! Nu mai vreau! Nu mai vreau! Nu mai vreau! Vreau doar chipsuri! Se comportă foarte ciudat. Îi făcusem tocănița de legume care lui îi place foarte, foarte mult. Ce-o fi cu el? Mihăiță, hai să vorbim, Mihai, nu se poate! Am reușit! Am reușit! Am reușit! Ho, 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 ce bine-mi pare, vraja mea a funcționat. Oricâi tai căta de tare, nu vei mai afla. Copil care să vrea, sănătos a mânca. Ho, 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 ho. Legume, fructe și lăptic, nu mai vrea niciun pitic. Ha, 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 ce bine-mi pare! Ha, 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 ce tare sunt! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Alertă! 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 Toate legumele adunate! Ce se întâmplă? Păi nu ați auzit? Eu am auzit, dar n-am înțeles nimic, nici eu. De când a prins gustul mâncărurilor, cartofilor prăjiți și a dulciurilor, vrăjitorul a aruncat o vrajă asupra tuturor copiilor. Ce vrajă? De acum înainte, niciun copil nu va mai mânca mâncare sănătoasă. Nici morcov? Nici! Nici ceapă? Da! Trebuie să facem ceva să-i salvăm pe toți copiii care nu vor să mai mănânce sănătos și pe prietenul nostru, Mihăiță! Nici el nu mai vrea! Așa e! Ce să facem? Păi nu știu! Știu eu! Mihăiță! Da! Știu eu! Uite, am putea să-l speriem pe vrăjitor! Taci! Să-i punem piedică! Taci! Trebuie să facem ceva mai... Să chemăm o misie! Nu, mami! Stai că te apăr eu! Mami, tu! Te cuminte, te-ai glinitită! Ceapă, taci, trebuie să fie ceva mai... Eu știu, stați puțin să vă spun! Trebuie să facem cumva, ceva, ca să-l facem pe vrăjitor să mănânce sănătos! Sa, vraza se va rupe! Da, ai dreptate! Așa, da, dar ce să facem, aveți idei? Știu eu! Senior Morcov, păi să-ți spun. Să-i spunem gospodinei să facă... O tăcăniță de ceapă! Taci! Să-i spunem gospodinei să facă... Un suc de ceapă! Taci! Să-i spunem gospodinei să facă o salată! O salată de ceapă! Taci, ceapă! Să nu mai oprească nimeni pentru că sunt sensibilă și... Spune-te, te ascult! Da, să-i spunem gospodinei să facă o salată colorată din toate legumele. În varză, morcov, cartofi, pătrunjel, avem vitamine și sucuri gustoase și suntem foarte, foarte sănătoase!
bune, suntem. Avem vitamine și sucuri gustoase și suntem foarte, foarte sănătoase. Cu morcov, cu ceapă, cartofi, pătrunjei, cu varză, cu sfeclă, că bune suntem! Sănătoase, culese chiar de noi din grădină. Nu-i mai place supa, nu mai mănâncă tocăniță. Da, se comportă foarte ciudat și a început să se simtă rău. Știți că s-a îngrășat? Acum obosește foarte repede. Nu mai vrea să meargă afară să se joace cu copiii. Nu mai aleargă. Iar el era primul la alergări. Da, făcea o mulțime de lucruri pe care acum nu le mai poate face. Și în plus e foarte morocănos. Da, e foarte ciudat comportamentul lui. Trebuie să fac ceva și să opresc acest lucru. Trebuie să mă gândesc la un plan care să-l facă să mănânce din nou sănătos. Știți ceva? Băiețelul meu, Mihăiță, este un băiețel foarte, foarte pofticios. Și mă gândeam să-i pregătesc ceva, ceva de mâncare care să-l atragă, ceva foarte, foarte colorat, dar în același timp sănătos. Și mă gândeam la o salată de legume foarte colorată.
Vă dați seama, atâtea vitamine! Trebuie să-și aducă aminte și să înceapă să mănânce din nou sănătos. Ce ziceți, e o idee bună? Da, am să mă duc chiar acum să-i o prepar. Am roșii, castraveți, cartofi. Ce salată frumoasă am făcut! Grădina mea de zarzavat e plină de legume gustoase. Le ud în fiecare zi să crească mari și frumoase. Grădina mea de zarzavat e plină de legume gustoase. Le ud în fiecare zi să crească mari și frumoase. Ce bine arată salata mea de legume! Salata mea colorată! Nu-i așa, copii? Și miroase atât de bine. Abia aștept să-l invit pe Mihăiță la masă și sper să guste din salată. Tare curioasă ce se va întâmpla. E adevărat că de la o vreme încoace refuză cu desăvârșire salata. Trebuie să fac ceva să-l conving, să-mi țineți pumnii. Mihai! Mihăiță! Ce vrei? Ți-am pregătit masa, mami. Hai la masă! A, mi-ai făcut cartofi prăjiți? Nu, mami, nu ți-am făcut cartofi prăjiți. Astăzi ți-am făcut ceva foarte, foarte sănătos. Mi-ai făcut hamburger. Nu, mami. Astăzi am pregătit ceva sănătos și foarte delicios. Delicios? Da. Mi-ai făcut tort. Nu, mami, nu ți-am făcut tort. Tortul se face doar la anumite ocazii. Dacă am mâncat tort în fiecare zi, ne-am plictisit și nu ne-am mai bucurat de el. Nu, mami, hai vino să vezi. Mami, dar eu nu mai pot de foame, de-am ceva să mănânc. Uite, mami, uite, o salată foarte colorată, plină cu vitamine. Salată? Da. Oh, dar ce bine miroase, mișine. Da. Nu pot. De ce? Nu pot, nu, mami, te rog. Dar niște chipsuri, dar niște cartofi prăjiți. Îmi pare rău, nu mai am nimic din toate astea. Mami, te rog, mami, te rog, te rog, mi-o foame de lup. Ah, foarte bine, foarte bine. Uite, și lupul are nevoie de vitamine. Dacă vei mânca această salată, vitamine, spui? Da. Știi? Vitaminele au venit în visul meu și mi-au spus că doar ele mă pot ajuta să mă fac bine și să fiu din nou vesel. Da, așa este. Dacă vei începe să mănânci din nou sănătos, vei putea face toate acele lucruri pe care, de la o vreme încoace, nu mai poți să le faci pentru că te-ai îngrășat, obosești foarte repede. Nu vrei să fii din nou primul alergăt? Ba da, mami, nu este foarte dor să alerg și să mă joc cu copiii pe afară. Foarte bine. Păi nu rămâne decât să mănânci din salată și sigur vei căpăta energia necesară. Da, aproape că am și uitat gustul legumelor proaspete, dar acum vreau să încerc. Mă duc să mă spăl pe mânuțe, mami. Bine, mami, du-te și mami o să vină cu salata. Ei, se pare că planul a funcționat. Mă duc să văd ce se întâmplă dacă va gusta din salată. Hai că vine mami la bucătărie cu salata. Niam, 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 niam. Ce bun a fost, delicios! Să rămână pentru masă, mami! Am mâncat aproape tot castronul de salată. A mai rămas un pic, a făcut mami foarte multă. Dar acum deja mă simt mult mai bine, mult mai vesel și am chef de joacă. Abia aștept să merg la copii să mă joc. Ha! Mihai! Vrăjitorul, vine! Vai de mine! Trebuie să fac ceva să-l ajut și pe el. Da, poate-l conving să guste din salată și așa vraja se va rupe. Ha! Da, da! Mihai! Da, aici sunt, aici! Vai, ce foame mie! Ai și tu niște gustări, dulci, sărățele! Am ceva super delicios! Delicios? Da. Adică dulce, un tort, ceva, niște prăjiturele? Nu! Am ceva și mai gustos, dar și foarte sănătos! Mă duc să-ți aduc! Da. Îți fac o surpriză foarte plăcută! Da, da. Niște copănele în ulei prăjit! Da! Sau hamburger, sau cheeseburger! Ia uite ce am aici! Nu! O salată delicioasă! De legume proaspete? Da! Nu! Eu nu pot mânca așa ceva, Mihai! Nu pot! Stai liniștit! Că nu o să ți se întâmple nimic rău! Și eu am mâncat și acum mă simt mult mai bine! Păi, Mihai, dacă am să mănânc eu,
Vraja se va rupe și voi rămâne singurul gras de lume. Păi asta-i și ideea, că dacă se va rupe vraja, se va rupe și pentru tine. Și atunci tu te vei simți mult mai bine. Ia, doar și gustă, măcar gustă puțin. Să știi că miroase foarte bine și eu sunt foarte pofticios și nu mă pot abține. Uite, am să iau bolul și ca să nu mă vadă nimeni, am să mă retrag, să mă duc. Da. Aici. Se pare că am reușit. Mi-a reușit planul. Ei! A fost delicioasă, Mihai! Așa este, da! Da! Cum te simți acum? Păi, cum să mă simt? Uite, nu mai este foame și totodată nu mă simt deloc greoi. Adică am mâncat pe săturate și sunt plin de energie. Așa e, dar acum, de acum încolo, va trebui să avem grijă ce mâncăm, când mâncăm și cum mâncăm. Nu-i așa? Așa este. Va trebui să am foarte multă grijă la ce mănânc, cât mănânc și când mănânc. Să-ți spun ceva. Mama mi-a spus un secret. Da? Ca să crești frumos, trebuie să mănânci sănătos. Wow! Așa am să fac și eu de acum înainte. Vrei să vii cu... Că și toți copiii la fel. Așa e. Vrei să vii cu mine la prietenii mei? Să ne jucăm împreună? Păi mi-ar plăcea. Dar oare mă primesc? Bineînțeles! Haide! Să fugim! Prinde-mă! Stai! Stai că te prind, Mihai! Stai că te prind, Mihai! Am reușit, am reușit, pe vrăjitor l-am păcălit. Am reușit, am reușit, pe vrăjitor l-am păcălit. Cu zarzavaturi și legume, vraja nou i-am risipit. Cu zarzavaturi și legume, vraja nou i-am risipit. Iar voi copii când mâncați, legumele să le spălați. Iar voi copii când mâncați, legumele să le spălați. Și nu uitați, și nu uitați, avem vitamine și supuri gustoase. Și suntem foarte, foarte sănătoase. Dragii mei copii, se pare că vraja s-a rupt și Mihăiță mănâncă din nou sănătos. Da, asta e foarte bine. Ceea ce vă doresc și vouă, să mâncați întotdeauna sănătos. Să nu vă lăsați vrăjiți așa cum a fost vrăjit băiețelul meu. Da, nu e vorba de un vrăjitor pofticios ca acesta pe care l-ați văzut astăzi la povestea paiaței, ci de vrăjitorii pe care îi puteți întâlni în reclame, la televizor, la radio. Da, reclamele care vă îmbie să mâncați anumite lucruri care nu sunt tocmai bune pentru voi. Da, trebuie să aveți măsură în toate. La revedere! Să rămâneți sănătoși, dragii mei!